Sfatul pentru familia mea a ajuns la final. Ultimul episod are următorul rezumat. Orham îl găsește pe Omer leșinat în stradă și îl ajută să ajungă la examenul de bacalaureat, unde Omer reușește să recupereze banii după ce descoperă impostorii. Tinerii simt emoția și entuziasmul de a intra la universitate, fiecare alegând în direcție profesională diferită. Omer își deplinește visul și intră la facultatea de medicină, în timp ce Susan optează pentru gastronomie, iar Aibike pentru drept și pentru a-și împlini visul lui Asie. Pe parcursul a 8 ani, Susan și Omer se confruntă cu numeroase încercări înainte de a se căsători în noua lor casă. Continuă cu efortul propriu, în timp ce Aibike și Berek au gemeni, iar Sharp și Kanshu planifică să se căsătorească Tolga, visând să călătorească în timpul lumii, în jurul lumii și să devină scriitor, renunță la jobul său de traducător și pleacă în aventură, dar se desparte de Yasmin. La nunta lui Omer se reîntorc împreună. În discursul său de nuntă, Omer își exprimă recunoștința față de Akif, ceea ce îi determină pe aceștia să își mărturisească vina pentru moartea lui Veli, alte greșeli din trecut. Emel, pe de altă parte, își deplinește visul de a deveni scriitoare, provestind istoria familiei sale. În timpul toți protagoniștii ajung să se construiască cariere și succes și să se împlinească personal, subliniind temele de familie și iubire și perseverență.